storadă de mine. Sub vraja stelelor de mai, plină de dor mie inima, copila mea cu păr bălai, de-aceea-ți cânt cu drag așa. Copilă, 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 ascultă, copilă, copilă serioasă, copilă frumoasă, copilă unde trebuia să vii la întâlnire, te aștept cu iubire, tu blondă și dragă copilă a mea. Alo, alo, ce-i asta? Pastorală, liric, romantic, duios. Repet pentru concert. Acum ți-ai găsit mea ta să repeți? Nu te-ai uitat pe scenariu? N-ai văzut că urmez eu cu cupletul satiric, mă întreb? Nu eu cu vraja stelelor de mai? Sigur că nu. Urmez eu cu cupletul satiric, mă întreb. Și eu cu vraja când vin? Dumneata cu vraja vii după. După? După. Bine, eu atunci vin după. Da. Vă rog să scuzați acest mic incident, o mică eroare de scenariu. Urmez eu cu cupletul satiric, mă întreb. Mai întâlnești, te mai lovești, decât un caz foarte ciudat. Și oricât de mult ți-ai bate capul, e foarte greu de rezolvat. Genică-l știu, e un chiulangiu, în viața lui n-a învățat. Să-l fi văzut chemat la lecție, cum răspundea de răspitat. Dăm câteva exemple din clasa felinelor. Da, vă dau. Pisica, pantera, tigru și eufratul. Și atunci mă întreb, și iar mă întreb, dacă e atât de cultivat, cum naiba clasă după clasă, an după an a promovat. Cum? Copilă, 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 ascultă, copilă, copilă serioasă, copilă frumoasă, copilă unde trebuia să fie. Alo, iar ai venit cu copila? Păi n-ai terminat? N-am terminat, sigur că nu. Nu, nu, bine, eu atunci vin după. După. La teatru X, mereu la fix, îl vezi pe Naie cel peltic. Mereu în roluri principale și niciodată într-unul mic. Romeo el, Hamlet tot el, și chiar Ofelia dacă vrea. Și în orice seară mergi la teatru, îl vezi mereu jucând așa. A fi sau a nu fi, aceasta e întrebarea. Dacă vei fi întrebat de Tache Ianche și Cadâr dacă am talent, mâine seară poți să joci și mutări curați și fatări curați. Și atunci mă întreb, și iar mă întreb, an omul ton să reveni. Cum alții duc o viață taba și el d-un veac e june prim. Cum? Copilă, copil, copilă, copilă, ascultă, copilă, copilă serioasă, copilă frumoasă, copilă unde trebuia să vii la întâlnire, te aștept cu iubire, tu blondă și dragă, tu blondă și... Alo, alo. Ce? A, după. Vezi câte o, o dactilo, dactilografă e peșta. Nu știe unde-i o pe clape, dar are părul platina. Bate încet, doar cu-n deget, și asta numai când vrea ea. Mi-a scris și mie o adresă, și adresa mea e și așa. 38 Jaguarie 1863, către ansamblu de pântece și dansuri. Vă rulăm foarte mult să aprobați pentru boul nostru spectacol materialele următoare: 5 postume naționale, 6 arcușe pentru violoncele și 5 arcușe pentru ciori.
cu știmă indescurcabil, anexe fără alexe. Și atunci mă întreb, și iar mă întreb, dar fără niciun rezultat. În loc s-o dea puțin la școală, cum naiba primă i s-a dat. Cum? Copilă, 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 ascultă, copilă, copilă serioasă, copilă frumoasă, copilă unde trebuia. Alo, 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 alo. Nu. Să? Nu. Aha, după. În magazin era expus un studio și-am vrut să-l iau, dar vânzătorul mi-a zis, nene, e prototip și nu ți-l dau. A doua zi mă pomeni că studioul s-a vândut. L-am întrebat, ei cum se poate? E uite, n-a că s-a putut. Dar cum? Cum? Ce faci, nu mai cânti? Ce să mai cânt, doamne? Ce să te mai întrebi? Eu de două luni de zile aștept un studio ca lumea și ăsta în două zile gata prototip. Dar cum e posibil? Cum se poate? Cum? Copilă, 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 ascultă, copilă, copilă serioasă, copilă frumoasă, copilă unde trebuia să vii la întâlnire, te aștept cu iubire, tu blondă și dragă, tu pilă a mea.